Operațiune de salvare inedită. Polițiștii de frontier au descoperit o navă plină cu cel puțin 70 de migranți în apropiere de Vama Veche. Capitanul vasului, dar și persoanele care călătoreau, erau cetățeni turci, dar și sirieni. Migranții au fost preluați de autorități și urmează să se facă cercetări în acest caz. O embarcațiune de aproximativ 14 metri lungime a fost descoperită la aproximativ 55 de kilometri de Vama Veche. Pentru că tot se apropia de teritoriul românesc, nava a intrat în vizorul polițiștilor de frontieră care au mers să o verifice. Odată ajunși la fața locului, agenții au constatat că la bordul navei se aflau aproximativ 70 de migranți de origine turcă și siriană. Potrivit informațiilor furnizate de Garda de Coastă Constanța, nava era condusă de un turc. Polițiștii de frontieră au decis ca nava să fie remorcată și adusă în portul Constanța. Migranții au fost debarcați, iar polițiștii fac cercetări în acest sens.